Lectura în public a Doinei lui Eminescu creează o atmosferă conspirativă. Nu putem asculta această poezie într-o stare de pură încântare estetică. Trăim, auzindu-i versurile scurte și energice, o înflăcărare stranie și avem și un sentiment de vinovăție, ca și cum am participat la un ritual interzis. În România, de multă vreme, de cel puțin 150 de ani, ești considerat suspect și ai de suferit dacă îți iubești țara. Eminescu se afla încă din 1871 în evidența Poliției Secrete Austriece pentru naționalismul său. După cel de-al doilea război mondial, o parte din opera sa a fost interzisă din cauza aceluiași naționalism, incriminat de data aceasta de regimul comunist de pe poziția internaționalismului proletar. Iar în perioada postcomunistă, devotamentul său față de cauza românească este privit cu dezaprobare de adepții corectitudinii politice. Nu va mai trece mult timp și vom ajunge să ascultăm Doina lui Eminescu noaptea cu perdelele trase, așa cum ascultam înainte de 1989 postul de radio Europa Liberă. Este o situație aberantă, întrucât este vorba de poezie, nu de ideologie. Poetul ne propune un sentiment, nu un plan de acțiune politică. El își iubește țara cu o ardoare mistică și nimeni n-are dreptul să interzică nici măcar post-mortem această iubire. Cad în ridicol cei care îi reproșează că iubește numai pe români și nu pe străini. Este ca și cum i-ar reproșa că o iubește numai pe Veronica Micle, nu și pe celelalte femei, făcându-se vinovat de discriminare. Poezia începe cu o descriere a situației nefericite în care se află românii. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Remarcăm încă o dată folosirea cu arta singularului, tot românul plâns sumisa. Deci nu toți românii plâns sumisau, ci tot românul plâns sumisa. Acest singular induce cu o mare forță expresivă ideea de coeziune. Toți românii te-ar fi făcut să te gândești la un recensământ al populației. Tot românul te instalează în spațiul poeziei, unde solidaritatea națională este trăită cu ardoare. În continuare, Eminescu trasează o hartă ideală a României, așa cum se păstrează în memoria sa afectivă. Ca să ne facă să o vedem și pe noi în imaginație, mișcă bagheta sa de profesor de geografie atemporală de la o extremitate la alta a țării, indiferent dacă granițele respective sunt recunoscute sau nu în mod oficial în prezentul poeziei. Din Hotin și până la mare vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-o țin, din boiala la vatra Dornii au umplut omida cornii și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale și-au făcut dușmanii cale. Din sat mar până în Săcele, numai vaduri ca acele, vai de biet român săracu, îndărât tot dă caracul. Este o harta României de un dramatism răvășitor, întrucât are hotarele marcate nu cu creionul, ci cu imagini ale invaziei. Am văzut odată un cal rănit, căzut la pământ, pe care se așezaseră mii de muște. Forma sa de cal nu dispăruse, dar era redesenată de stratul de insecte fremătător. La fel de răscolitoare este imaginea României pe care ne oferă Eminescu în doină. Poate că nu întâmplător poezia scrisă pentru o festivitate de inaugurare a unei statui a lui Ștefan cel Mare la Iași a fost citită de Eminescu înainte de a fi tipărită, nu la acea inaugurare sub cerul liber, ci în fața membrilor junimii adunați în casa lui Iacob Negruții. Era în ziua de 5 iunie 1883. România își cucerise independența, dar nu și întregul teritoriu la care avea dreptul. Este foarte probabil că și membrii junimii au simțit, așa cum simțim noi azi, că li se transmite un mesaj tulburător într-un regim de clandestinitate.